Bună dimineața, bine ați revenit la un nou vlog. Am plecat de acasă acum spre acea ședință foto. Nu știu dacă vă pot da mai multe detalii, am uitat să întrebi Ada, dar vă dau așa un mari. Ada v-am mai zis eu când am menționat pe cine ascult pe YouTube, ea are niște melodii foarte frumoase și ne-am cunoscut prin intermediul YouTube-ului și am vorbit și am vorbit de mai multe ori. Vorbeam să ne întâlnim oricum și nu am mai reușit. Dar ea acum are niște rochiții și m-a întrebat dacă vreau să vin să pozez. Și bineînțeles că am vrut, că vreau să văd pe ea. Sunt și niște rochiții tare drăguții. Pe acelea o să pot să vi le arăt și abia aștept. Cum bine vedeți, am foarte multe emoții. Nu știu de ce, am foarte multe emoții. Sper să iese și pozele bune. Oricum cu Ada am mai vorbit pe Instagram și atât de mult am râs cu ea. Sunt sigur că o să ne înțelegem foarte bine. Copilașii o să se întoarcă înapoi cu David. Ei doar mă lasă acolo și apoi cred că eu să meargă la bunica. Și astăzi arăta ploaie, bineînțeles, dar e foarte senin. Dar aici niciodată nu știi, aici acum e soare și în 10 minute plouă și gheață, deci ne așteptăm la orice, dar acum mă bucur de soare. Am luat și acești la Lely pentru a da, sper să-i placă. Mi-a plăcut foarte mult culoarea. Mi-am luat rochița asta pe mini, paltonul acesta galben. Sincer, nu aveam niciun palton pentru rochii. Paltonul acela gri, pe care l-am folosit toată iarna, nu mergea deloc bine, că e mare, oversized și nu se potrivea. Nu știu dacă asta se potrivește cel mai bine, dar deocamdată era singurul care îl aveam. Ce-mi place că aveți așa fructe afară. Vai, dar ce mare e piața. Unde ai găsit mașina, Nathan? Where did you find the car? Because I want to play with it upstairs. Because this was not fucking good. What is it with your finger? This. Boo-boo? No. Bună dimineața, e a doua zi. Voiam să vă arăt cu ce buchet mi-ai de trandafiri am venit eu. De la Ada, e așa de frumos. Nu cred că am avut vreodată un buchet atât de imens. Era împachetat și așa cu o hârtie, foarte, foarte frumos. Aici mi-am făcut o cafea. Haideți să vă arăt cine a dat Ada. Copilașii s-au uitat de dimineață. Ieri nu am reușit să le arăt. Aici le-au luat un set de cărți cu stickers. Noi am avut așa, cred că sunt din TK Maxx, dacă nu mă înșel. Noi am avut când eram Ada mai mică și sunt 10 cărticele cu stickers și cu mai multe activități. Sunt atât de faini. Apoi eu luat pentru Nathan una cu dinozauri. Eu luat dinozauri să susaturi. Dar uitați cât e de faină cartea asta. Așa se dau paginile și îi... toată istorisirea cu dinozauri. Deja i-am citit dimineață.
bineînțeles. Apoi, asta e pentru colorat, e pentru Miladu, că ea e cu colorat. Uitați cât e de faină. The Hungry Caterpillar and Friends. Este o carte cu The Caterpillar. Aici e o carte cu activități, cu dinozauri. Aceste stickeri sunt pentru window, pentru fereastră. Știu asta pentru că mi l-a dat și-o desfăcut-o pe ei cu unicorn și o pus deja pe geam, am să vi arăt. Și așa de faină și asta e tot așa cu activități, desenat, colorat. Cu asta cred că îi dau stickerile lui Nathan, dar o să pun cartea deoparte pentru atunci când o să încep activități cu el, că nu vreau să o strici, că e prea frumoasă. Asta e cealaltă cu unicornii care v-am zis, cu stickerii. Și sper că o primit și el Simona, dacă nu mă înșel. Ar trebui să fie tot pe aici, da. Asta încă mai are stickerile, că nu le-a folosit. Tot așa o carte cu activități. Vai, dar ce de-a cărticiele frumoase le-a luat Ada. Încă una cu dinozaur. Asta e Learn to Draw Your First Dinosaurs. E ca să înveți să desenezi dinozauri. Are aici un marker inclus cu care ocă. Și uitați, îi arată cum se facă. Ce drăguț, numai bine o să învăț și eu. O să facem împreună. Aici îți arată pașii și aici tu încerci. E prea fain. Și aici mai este încă o carte, Activity Book cu natură. Doamne, dar ce frumoase sunt toate. Și cât ești de mult. Yes, this is for you. O să fac împreună cu Milada. Aici am luat lui David niște bomboani. Toffee Selection. Cred că aici ai un ciocanel. Să sparge cu acel ciocanel. Și apoi să mănânc, nu știu ne-am citit eu. Da, walk, de, no, rock and enjoy. Da, să lovești cu acea ciocanel și apoi deschizi și mănânci. Sunt toffee. Da, it's candy. Ne-am pus așa o ciocolată, asta de la Danis e bună. Eu nu am încercat această variantă, dar știu că cea de la Danis e bună. Arată așa de bine, asta e cu Pavlova White Chocolate. Strawberry and Raspberry. Vai, dar cel mai fain lucru, care nu știu dacă o pot vreodată să mănânc, sunt prea drăguți, sunt aceste pasti. Uitați cât de frumoase, în formă de fundiții. Eu am crezut că sunt fundiții, când se-mi spunea că sunt pasti. Și încă una, avem două. Sunt atât de drăguți, eu nu am mai văzut pasti mai drăguți decât astea. Nu știu, spuneți-mi voi cum să le mănânc, că ne arată așa de frumos. Yes, I see. Sunt foarte drăguțe. Aici am o lumânare. Mi-a plăcut crucea asta de aici, dar miroase atât de bine. E cel mai frumos miros pe care l-am avut. E goji berry de la Sand and Fog. Când am desfăcut capacul, nu mi-a venit să cred. Nu am avut acest miros niciodată. Ah, ce fain miroase. E așa curat și dulce, nu știu să explic, prea bun. Și aici am o cană, care tot așa e pe stilul meu, mi se pare că e vintage. E tare drăguță, tare, tare faină. Să ascultă de faină. Ce detalii, vai, deci e prea frumoasă, abia aștept să-mi beau cafea în ea. You love it? Me too. Nathan, I love it. Și eu o să continu acest vlog mâine, pentru că o să-mi ajungă și celelalte două rochițe de la ședința foto. Și mâine am să vă arăt rochițele, am să le probez, pentru că sunt niște rochițe atât de superbe, abia aștept să vi le arăt. Acele sticări pentru fereastră i-am dat la unei tăștere cu dinozauri. Acolo afară e plastilina copiloasă, mi-a zis David cum a strâns-o. Asta se vede pe jos, trebuie să mă duc să o mătur, că asta e foarte greu să duci. De pe acele pietre am pățit vara trecută. Wow, Nathan! Ce drăguț! Look at mine! I see yours as well, they're very nice, yes. But he has a fairy and... But that is a fairy! Are you okay? Oh, come to mommy. Breaking. Do you want to play with stickers? Come. Let's play with stickers. Mm-hmm. Mm-hmm. Can I put this? No. Yeah, I'm possible now. Come to mommy.
Oh, bă, să gom, mamă, da, da. Let's play. Opa. What do you want? Do you want? Dragilor, câteva zile mai târziu am primit rochițele de la Ada. Au venit frumos ambalate în această cutie cu această folie roz, stilul acela de la Zara. Mi-a plăcut foarte mult. Și aici mi-au trimis și mai multe stickeri cu versete din Biblie, cu încurajări pentru femei. Toate sunt așa de frumoase. Be strong and courageous. Let all that you do be done in love. Uitați ce frumoase sunt. Toate sunt foarte frumoase. Și am filmat un unboxing, dar aveam o rochiță pe mine și era un nasturi desfăcut și nu am văzut decât atunci când am început să editez. Și de asta refilmez această parte, pentru că aveam acel nasul deschis și nu puteam să lăs așa. Acestea sunt rochițele de la ședința foto. Imediat vi le arăt. Voiam doar să vă spun un pic cum a fost la ședință și cum a fost atunci ziua cu Ada. V-am povestit un pic la început, când am ajuns noi să ne cunoaștem. Și după cum v-am zis, aveam emoții. Tot timpul am emoții când cunosc pe cineva nou. Pentru că, virgulă, câteodată când mă întâlnesc cu cineva nou, parcă e o barieră între noi și nu pot să trec de așa, nu pot de acolo să fiu eu normală sau să mă împrietenesc. Dar nu a fost cazul cu Ada, a fost atât de fain, a fost ușor să mă împrietenesc cu ea și a fost pentru mine un exemplu atât de frumos din toate punctele de vedere. Și ca mamă, și ca femeie, ca persoană creștină, chiar am rămas foarte impresionată de ea. Și am avut așa un timp de fain. După ce am terminat ședința foto, care a fost foarte rapidă, nu a fost deloc lung, am ieșit și am mâncat în oraș, ne-am mai plimbat, apoi am adus și acasă, parcă am fost așa răsfățată toată ziua, nu știu cum să vă explic. Am venit acasă atât de bucuroasă și încărcată cu energie, mi-a plăcut atât de mult acea zi. Mă bucur tare mult că am cunoscut-o pe Ada și în persoană. Bineînțeles că am râs o grămadă, am să inserez câteva poze de la ședința foto pentru cei care nu ați văzut pe Instagram. A fost foarte fain, am putut să mă simt în largul meu și asta a contat foarte mult. Și am să vă spun că mă simt foarte onorată că Ada m-a ales pe mine să fac parte și din proiectul ei, dar și să port această rochiță. Am să încep să vă arăt rochița pe care am purtat-o la ședința foto. Am să vă lăs pe ecran într-o parte și cum stă rochița pe mine. Am să o probez ca să vedeți. Așa arată prima rochiță. O să vedeți mai bine când o probez. Am să vă lăs pe ecran. E atât de frumoasă. Mi-a plăcut foarte mult gulerul, că are acest material pe dinăuntru ca o jupă și nu-i transparent. Năstureii sunt superb. Și acest print cu floricelii roz, care după cum ați văzut, îi preferatul meu și tot ce mi-am cumpărat în ultima vreme a fost cu print de floricelii și culoarea asta roz. Ceea ce a fost foarte emoționant și frumos e că ea o denumit rochile după noi. Adică dacă eu am purtat această rochiță, rochița se numește Priscila, această albastră îi Ada, că i-au purtat-o pe aceasta, și cealaltă pe acest maro bej se cheamă rochița Emma. Cu fata care a purtat-o numește Emma. Rochița atât de superbă. Aici la etichetă îi numele ei și un verset din Biblie, Isaia 41:10. Sunt niște rochii foarte superbi și foarte frumoase. Vine și cu această etichetă care tot așa mi se pare atât de drăguță, cu versetul din Biblie scris aici, foarte frumos. Așa e rochița Ada, tot cu guler, acești năstroi superb, doar că printul și culoarea diferă. Și o să vedeți acum într-o parte și cum stă pe mine. Are lungimea perfectă, tot așa, nu e transparentă și materialul e foarte, foarte fain și plăcut. Face care și mânecele lungi și vin așa și bufante aici, sus. E o rochiță superbă. Și așa e ultima rochiță. Asta pare a fi un material un pic diferit de celelalte. Când am luat-o pe mine, a venit un pic mai mulată. Tot așa o să vedeți într-o parte cum îl stă. Dar are același guler, același năsturei. Face și designul rochii. Adică vine exact cum trebuie pe tine. Și în talii. E foarte frumoasă și foarte elegantă. Dragilor, acestea sunt rochițele. Sunteți interesați de rochiții, vreți să dați comandă sau să aflați mai multe detalii, eu am să vă las Instagramul Ada în descriere. Comenzile se dau pe Instagram prin mesaj privat. Deci dacă doriți mai multe detalii sau să dați comandă, o puteți contacta pe Ada
pe Instagram. Mulțumesc tare mult, Ada, pentru că m-ai implicat în proiectul tău. Simt foarte onorată și chiar e o onoare că am purtat această rochie. Bucur și că ne-am cunoscut și voiam să-ți mulțumesc pe această cale. Cum o să includ partea pe care eu am filmat-o în acea zi după ce am filmat cu rochițele. Spusesem atunci că o să ieșim în parc, venise sora mea Amini și am ieșit cu ea în parc. M-am apucat să schimb copilașii. Lui o să-i dau rochița asta cu ce-i astea? Rățușcu? Nu-i rățușcu, cred că îi gâscă. Ce drăguță-i! O să-i dau rochița asta, i-am dat un body. Nu, nu vrea deloc să te-a îmbrăcat, nu-i așa tu, Elsie, tu. E titico. Și vreau să încerc să-i dau asta lui Nathan, l-am spălat, să văd dacă îi vine, dacă nu o să trebuiască să-i dăm altceva. Give me your hand. No, thank you, princess. E că nu am mai știut în parc, atât de multe flori au înflorit. Ce frumoase sunt astea. Frumos miroase în parc. Mom, baby sit. So baby sit. Am dat copilași în leagăn. I don't know if it's clean. Nu, no, Mila, dar pute-i de-am. Și acum am ieșit să ne plimbăm un pic prin parc. Parcul unii veneam să jucăm volei. Văd că acolo, cam fiecare an, deschid un din ăsta, cum se cheamă, bâlci? Că e Paștele weekend viitor. Wow! Aici o să veni în weekend. Suntem în cealaltă parte din parc, suntem mai aproape. La copilași l-a plăcut anul trecut. E numai pentru copii. Haideți să vă arăt cum am mai gospodărit eu. A oală pentru pâinii din fontă. Vai, abia aștept să văd. Gata așa să scot. Mami? Yes? Ia, wait a second, Milana. Asta e capacul. Eu am o oală, aceasta e, dar e micuță. Eu trebuia să fac tot timpul două pâini. Și am zis că e momentul să iau o oală mai mare. Și am găsit la un preț atât de bun, Pirinkit. Yes, Nathan, wait a second. Asta redus de la 75 de lire cu 30 de lire. Mamă, dar ce greu e, stai așa un pic. S-o pun aici, să nu o scăp. Așa e oala, e imens, wow! Deci ca să vă faceți o idee, cum era oala mea dinainte și cum e asta de acum. Culoarea e superbă. Wow, e atât de faină! Îmi place foarte mult, de acum pot să fac doar o singură pâine, nu trebuie să mai fac de două ori. Așa arată și capacul și asta e oală care poate fi folosită în cuptor să faceți mâncare. Și mânerile sunt din cast iron și... Și aveau mai multe culori în stoc, era și gri și un maro, spre roșu aprins, foarte frumoase. Tot timpul când iau ceva de casă, simt că mă gospodăresc. Dar e prea, prea frumoasă. E și foarte grea. Cât mi-a luat oala, am zis să facem și o pâine, uitați cât de mult a crescut, am luat-o. Wow, ce bule faine, le ador. O să scot aluatul de acum. Nu trebuie să-l mai împart în două, că mi-a să-l împart în două, dar acum am în capi. În oală și abia aștept să văd cum iese prima pâinii. Haideți să vedem cum a ieșit pâinea.
Wow, ce mari! Wow! E imens! Nu știu dacă vă dați seama.